Pe arena națională, Dinamo a avut nevoie doar de 50 de secunde pentru a pune în pericol poarta lui Calancea. Replica oltenilor nu a întârziat și Măsărache i-a dat primele emoții lui Penedo. Peste un minut, gazdele au cerut un penalti, dar Marius Avram a lăsat jocul să continue. Dintr-o neglijență putea să dea penalti. Pe final de repriză, Andrei Ivan a ratat deschiderea scorului și la pauză s-a intrat fără gol marcat. La reluare, Bumba nu l-a putut învinge pe Calancea, în timp ce la cealaltă poartă, Băluța a lovit transversala. Popov a fost aproape de autogol, însă portarul Craiovei a fost atent și a reținut. Bauab a irosit ultima șansă de gol pentru gazde și Dinamo Craiova s-a terminat 0-0. Am făcut un joc frumos, ofensiv. Din păcate, am jucat fără atacanți. Un egal care nu ajută pe nicio formație. După două etape din play-off, Craiova și Dinamo sunt în afara podiumului. Dacă sperăm la campionat, mai sperăm. Că matematic se mai poate. E foarte greu să ne mai gândim la titlu dacă din două meciuri am făcut două egaluri.